Încă de dinainte să se nască mulți dintre voi, game developerii români și-au făcut simțită prezența pe toate scenele lumii, scoțând România în fața multor țări. Atât timp cât chiar și apropiații noștri unguri și bulgari pot scoate jocuri, noi până la urmă de ce n-am putea și de ce am stat la o parte? De-a lungul timpului, tot mai mulți dezvoltatori și-au făcut simțită importanța și aportul pe care și-l pot aduce în această industrie, atrăgând pe meleagurile noastre chiar și cei mai mari coloși din industria gamingului, companii precum Ubisoft, EA, Gameloft și mulți alții. Românii noștri colaborând în conceperea unor titluri, de care este posibil să nu fi auzit doar dacă ați fost într-o stare de hibernare timp de 50 de ani sau ați trăit sub o piatră în ultimii 20 de ani. Titluri precum FIFA, Watch Dogs, Brawlout, Checkmaster sau seria Silent Hunter. Cu tot bagajul de informații acumulat pe parcursul nenumăratelor ore petrecute în joburile companiilor enumerate anterior, au pornit foarte multe visuri. Ei sunt tinerii care au fost prinși în generația de aur a gamingului, ei copilărind cu titluri precum Half-Life, Mario sau Sonic. Visurile lor au ajuns să se materializeze ajungând în spațiile de stocare ale milioanelor de gameri. Dacă toți suntem români, zic să fim până la capăt, până la urmă. Haideți să vedem cam care ar fi cele mai populare jocuri în opinia mea și cele mai bune jocuri românești pe care am putea să le găsim noi pe Steam. E bine, făcând un clasament de 5 jocuri foarte apreciate românești, începem cu Poland Ball Can Into Space. Acesta este un joc indie ce are ca personaj principal o minge cu steagul Poloniei într-o navetă spațială ce încearcă să facă pe cât posibil să ajungă în spațiu. Trecând de obstacolele altor țări, obstacole reprezentate de tot felul de sateliți ce orbitează în jurul Pământului. Obiectivul principal este să ajuți mingea Poloniei să ajungă pe Lună. Acest obiectiv este la fel de simplu precum sistemul de upgradare al rachetei pe care trebuie să o customizezi în așa fel încât misiunea până la urmă să fie îndeplinită. Poland Ball Can Into Space este un titlu deținut de Alien Pixel Studios, înregistrând peste 20.000 de copii vândute conform StreamSpy. Pe locul 4 se află Gibbous A Cthulhu Adventure, titlul aparținând celor de la Stuck in Atlantic. Un joc minunat și chiar deosebit din această listă pentru că este primul și singurul joc din lista noastră ce are subtitrări în limba română. Așa că pentru cei care au probleme cu limba engleză, acesta este un joc foarte potrivit pentru voi. Un joc de comedie cu tente de paranormal, animații foarte detaliate. Este un joc cu poveste bazat pe alegerile făcute de player, alegeri ce pot influența mai departe povestea unui bibliotecar, pisica lui și un detectiv ce anchetează cazul unui Necronomicon. Gibbous A Cthulhu Adventure a reușit să vândă aproximativ 100.000 de copii conform aceluia StreamSpy. Ultimul loc pe podium, adică mai exact pe locul 3, îl ocupă Grey Dawn. Un joc ce te menține într-o atmosferă terifiantă pe tot parcursul gameplay-ului. Vei fi încurcat într-o aventură terifiantă a unui preot într-o căutare pentru a-și dovedi nevinovăția. Vinovat sau nu, tu te trezești în mijlocul unor evenimente ciudate ce implică o posesie demonică și apariții divine. De fiecare dată când îți amintești de băiatul din poveste sau auzi că a fost acuzat de crimă, intri într-o transă alimentată de frică. Aceste momente de nebunie înfățișează sânge, repulsie față de Dumnezeu și uneori chiar și vocea diavolului însuși, care încearcă să te convingă de lucruri care pot sau nu fi adevărate. Acțiunea din Grey Dawn are loc în 1920, într-un sat îndepărtat din Anglia, iar pe parcursul jocului vei fi adesea transportat în frumoasa lume a României, care este inspirată de misticismul Europei de Est. Jocul aparține celor de la Interactive Stone și a vândut peste 50.000 de copii. Argintul le revine celor de la Kill House Games cu jocul Door Kickers 2. Door Kickers 2 este un joc de strategie și tactică în care dobândești cunoștințe despre utilizarea mijloacelor de informații și controlul unităților de operațiuni speciale, înraidurând îndrăznețe pentru a neutraliza și captura teroriștii în țara fictivă Noerkai din Orientul Mijlociu. Acum, locul 1. 20 de secunde, mecanică în continuă schimbare și multe țipete, astea sunt cuvintele cheie care descriu perfect o rundă de Move or Die. Jocul de petrecere care distruge prietenia a 4 jucători, în care regulile se schimbă în fiecare rundă. Înregistrând peste 600.000 de copii vândute, Move or Die este în continuă dezvoltare, formându-și o comunitate foarte stabilă de playeri. Pe lângă asta, și colaborările pe care ei le au cu seriale precum Rick and Morty garantează un succes în continuare a acestui titlu. Acesta este top 5 de jocuri românești din ultimii ani, ales pe preferințe personale, dar mai avem și un bonus.
un joc pe care l-am jucat, chiar am făcut un videoclip pe canal despre el, despre care nu am știut din păcate că este un joc românesc. Este vorba despre Unbound Worlds Apart, un joc foarte interesant cu niște mecanici cât se poate de complexe și cât se poate de multiple. Dar ca să vedeți mai multe despre acel joc, am făcut un videoclip dedicat pe canal, așa că vă las în descrierea acestui videoclip linkul către acel videoclip. Acestea fiind spuse, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor, îmi pare foarte bine că am reușit să fac acest videoclip special pentru voi. Până data viitoare, ciao!